v-ar dori ca să vă spun bine ați venit la casa Domnului, o să vă salut cu toată dragostea. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze și pentru că este și 1 iunie, ziua copilului, ziua internațională a copilului, spun tuturor copilor la mulți ani, Domnul să vă binecuvinteze. Și pentru că toți dintre noi suntem într-o mare stare cel copii, copii de Dumnezeu, mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Frate Jacob m-a sunat cine se întrebe dacă am venit acasă. N-am fost duminica trecută dintre dumneavoastră și zicea fratele Iacob, mai în glumă. Am crezut că a venit răpirea, că nu te mai văd. Și am zis, Doamne, azi în ziua aceea, mai curând. Este și o cântare nouă, știu, am auzit-o doar. Și, cu adevărat, așteptăm cu toții venirea Domnului, acea zi glorioasă. Dar, am citit în cartea lui Amos, capitolul 5, versetul 18, înainte, un cuvânt care mi-a dat de gândit eu omul. Zice, vai de cei ce doresc ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă, își cade în mâna de zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Ne așteptăm ziua Domnului, dar o așteptăm acea zi glorioasă când Dumnezeu ne va chema pe fiecare pe nume și va zice necruntatul Tatălui. Și cred că mai important decât așteptarea acelei zile este pregătirea noastră. Mai important decât să așteptăm acea zi este faptul că trebuie să fim gata. Pentru că nu nici ziua, nici ceasul când Domnul va veni. Oricum ne trebuie să fim gata și acesta trebuie să fie țelul nostru. Aș dori ca să mai avem un timp de rugăciune. Și pentru acest timp aș dori ca să citesc din Psalmul 32. V-aș dori să ne ridicăm și să dăm ascultare cu Domnul. În Psalm al lui David, o cântare. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu ține în seamă Domnul nelegiuirea, ci în Duhul căruia nu este viclerie. Câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte, mâna ta a fost asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă în pământul de seceta verii. Atunci te-am mărturisit păcatul meu, nu te-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un captâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăpadă cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără pihară. Amin. Ocupați locul pe voi. Vorbeam cu fratele Lucian ieri și pentru că este la studiul Biblic, partea studiul Biblic, m-a rugat dacă se poate și că sunt un fel sau altul să fiu oarecum legat de tema studiului Biblic. Mi-am dat cuvință, nu știu în ce măsură am reușit să fac lucrul acesta. Tema lecției biblice se numește Dumnezeu este dispus nu numai să ierte, ci și să asiste. Domnul ne acordă nu numai posibilitatea iertării, ci și asistența Lui pentru a ne ajuta să alegem corect. Dar El nu ne va forța să facem o anumită alegere. Și pentru că de multe ori vin în fața emoții, mi-am permis ca să scriu gândurile pe hârtie.
Și aș dori ca, oarecum, rugăciunile noastre să fie legate și de tema lecției biblice. Să ne gândim la iertare, la faptul că Dumnezeu ne asistă și la faptul că Dumnezeu este dispus ca El să ne ofere iertare. Oare ce înseamnă a fi dispus? M-am gândit în primul rând ce înseamnă a fi dispus. Adică a fi gata e o lucrare. A fi gata, pregătit în orice moment să faci un lucru. Să fii gata pentru a face ceva bun. Și ce înseamnă oare a fi a asista? Oare a asista înseamnă doar să stai cu mâinile încrucișate, să te uiți la cineva sau la ceva? A asista înseamnă a fi de față, a lua parte, a sta lângă cineva pentru a-l ajuta, pentru a-l apăra, adică a se afla în prezent, pentru a asculta, pentru a vedea sau altfel spus, a susține pe cineva, a fi alături. Asta face parte din caracterul lui Dumnezeu, asistența Lui și disponibilitatea Lui. Disponibilitatea de a ajuta, de a ierta și asistența Lui în a ne călăuzi pașii spre iertarea Lui. Ce putem spune oare despre iertare? Vedeți și în Psalmul 32 pe care am citit, spune: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. M-am gândit cum aș putea eu să înțeleg iertarea. Ce este iertarea? Și m-am gândit la momentul în care soldații romani, în timp ce băteau cu furie, cu putere, puiele în palmele Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos, vocea Lui spunea: Tată, iartă-mi, că nu știu ce fac. Este un lucru extraordinar. Să spui iartă-i atunci când răstignesc pe altcineva, este un lucru ușor. Dar să fii tu cel care ești batjocorit, cel care ești lovit, cel care ești răstignit și să spui iartă-i, este un lucru de neconceput. Este un lucru pe care numai Dumnezeu îl poate face. Domnul Iisus Hristos a rugat pentru ei și pentru noi poate a fost ultima rugăciune pe pământ rostită de Domnul pentru noi oameni. Când a spus: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Domnul Iisus Hristos a cerut acest lucru lui Dumnezeu. Iartă-i, pentru că El, Hristos, ne-a iertat în Dumnezeu. Ce am putea învăța din iertarea lui Hristos? Că și noi trebuie să iertăm la fel. Necondiționat. Trebuie să iertăm în așa fel încât să și uităm greșeala celui care ne-a greșit. Trebuie să ierți în așa fel încât nici să nu aștepți ca cel ce greșește să vină să-și ceară iertare. Este o iertare dumnezeiască. Să nu aștepți să ți se ceară iertare sau cel care îți greșește, nici măcar nu se așteaptă la iertare, deci atunci să-i ierți greșeala. Să ierți din cel vinovat, nici măcar nu vine să-ți ceară lucrul acesta sau să-ți mulțumească pentru că tu ierți. Oare cât este de dispus Dumnezeu să ierte? Oare există limite în iertarea lui Dumnezeu? M-am întrebat și lucrul acesta. Dacă există limită în iertare, aceasta este la om, dar nu la Dumnezeu. Dumnezeu iartă fără limite și necondiționat. Ați auzit, desigur, de multe ori printre oameni expresia: te uit, nu, te iert, dar nu te uit. Sau de multe ori iertăm și așteptăm momentul prielnic în care să putem să aruncăm înapoi celui ce ne-a greșit fapta Lui, pentru că sunt aceea durere pe care am simțit-o noi când El ne-a greșit nouă. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu ne iartă pe deplin și șterge fără de legile noastre. Cum v-ați simți, întreb, dacă ați vinde tot ce ați avea, tot ce mai de preț, pentru ca să faceți cuiva un dar deosebit
și când vă duceți cu darul la persoana respectivă să vă întoarcă spatele. Nici măcar să nu vă bagi în seamă. Dar mă gândesc cum se simte Dumnezeu pentru iertarea aceasta. Pentru darul iertării care a pregătit pentru noi. Stă cu mâna întinsă, cu darul în mână, și noi oameni acceptăm oare sau nu acest dar al iertării. Bănesc că Dumnezeu simte o adâncă durere pentru toți aceia care au nevoie de ajutorul Lui, iertarea Lui și întorc spatele. Dacă vor fi oameni neiertați și nemântuiți în ziua aceea glorioasă, nu va fi vina lui Dumnezeu. Ci va fi vina celor ce n-au primit iertare. Celor ce au refuzat iertarea lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu este dispus să ierte. Este disponibil. Și acest dar al iertării îl oferă oricui. Cuvântul iertare există în majoritatea limbilor care se vorbesc pe pământ. În majoritatea limbilor. Și acest cuvânt este cel mai scump cuvânt dintre toate cuvintele. De ce spun lucrul acesta? Pentru că acest cuvânt să fie înțeles de oameni, să înțeleagă semnificația lui, Dumnezeu a plătit cel mai mare preț pentru acest cuvânt. Cel mai mare preț din Univers. Viața singurului lui Fiu. Viața lui Iisus Hristos. Și deși l-a costat atât de mult pe Dumnezeu, deși a costat atât de mult pe Dumnezeu, este dispus să ofere iertarea fără plată. Fără plată. Și cred că dacă noi am primit acest dar, fără plată, de la Dumnezeu, darul iertării, este de datoria noastră să oferim acest dar și altora, și celor de lângă noi. Să iertăm necondiționat, să iertăm așa cum Dumnezeu ne cere. Și să le vorbim despre beneficiile acestui dar din lume. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Oare cine poate să ofere iertarea fără de legile? În Isaia, capitolul 43, versetul 25, spune Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Este un motiv pentru care putem să mulțumim astăzi. Faptul că Dumnezeu este Cel care ne iartă fără de legile, El le șterge fără de legile, le uită. Când vorbim despre iertarea lui Dumnezeu, vorbim implicit despre iubirea lui Dumnezeu. Și acest lucru ne spune Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și noi, frați și surori, prin credința lui jertfa Domnului Iisus Hristos. Avem iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, iertarea lui Dumnezeu nu este fără plată. A costat foarte mult. N-a fost ieftin, dar este gratuită pentru noi astăzi. Dumnezeu nu ne forțează ca să facem o alegere oarecare. El este dispus ca să ne asiste, să ne călăuzească. Să ne vorbească și să ne arete. Așa cum spune în capitolul 8, în Psalmul 32, în versetul 8, din Psalmul 32. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dumnezeu ne pune în față binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Viața și moartea. Ne-a făcut și liber pentru ca să putem să alegem. Nu avem multe de ales. Avem doar două variante, două posibilități. Ori să alegem să fim cu Dumnezeu, să fim sfinți, să fim iertați, să avem binecuvântarea, ori alegem să fim singuri.
împovărați, să fim în blestem, să fim gata pentru judecată. Avem doar două posibilități de alegere. Ori cu Dumnezeu, ori singur. Dacă un om acceptă iertarea lui Dumnezeu, acest dar minunat, în momentul în care îl primește pe Dumnezeu în viața lui, zice cuvântul Domnului că pentru un păcătos care se întoarce la Domnul este mare bucurie în cerul, între îngeri. Dar vreau să spun că bucuria cea mai mare o are Dumnezeu la final. Nu la început, la final. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că mulți încep pe calea asta credinței cu multă avânt. Dar dragostea din Hristos se răcește. Dacă nu vedem. Bucuria cea mai mare are Dumnezeu la final, pentru că atunci are posibilitatea să spună: veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Mai important este pentru noi să ajungem la final, în finalul alergării noastre, la ținta care este Hristos. Să ajungem la cununa slavei pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Mă întreb, ce este mai important oare? Să te înscrii pe o listă la un concurs, să fii prezent de față când se dă startul, sau să ajungi la țintă, la linia de sosire. De aceea spun, Dumnezeu ne-a creat liberi și nu ne obligă să alegem. Și ne dă libertatea să alegem. Facă Dumnezeu să știm ce să alegem, ce este mai bine pentru noi. Dumnezeu să fie călăuzirea noastră. Aș dori ca să cerem ocrotirea lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu lumină. Să ne dea înțelepciune. Să știm cum să alegem. Să ne dea Dumnezeu putere ca să fim miluitori pe calea credinței. Să ne dea Dumnezeu izbândă. Să fim asemeni lui Hristos. Și știu că Dumnezeu va face acest lucru dacă îl vom cere cu credință. Pentru că Dumnezeu ne va asculta și ne va ajuta, pentru că așa a zis prin gura prorocului Ieremia. Chiar o lecție pe care o vom avea astăzi. În Ieremia, capitolul 29, versetele 11 la 14, zice cuvântul Domnului, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Și dacă Domnul este atât de disponibil și de dispus ca să se lase găsit de noi, dacă iertarea Lui oferită este mâna Lui și mâna Lui întinsă și pentru noi, aș dori ca să venim înaintea Lui cu rugăciunile noastre de mulțumire, cu rugăciuni de cerere, cu rugăciuni de mijlocire, pentru cei dragi ai noștri, pentru cei nemântuiți, pentru cei ce sunt în suferință. Am înțeles că sora Câmpian este la Cluj, la spital. Analizele dumneavoastră nu au ieșit la bine. Și are dorința aceasta, ca noi să ne rugăm. Aș dori ca momentele care urmează, ne vom ridica din nou pe picior și frați și surori, îndemnați în locul Domnului, ne vom ridica.